Deci cum formăm pomi în verde? Aici avem un păr pe care doresc să-l conduc palmetă. A venit cu două anticipate, cu doi anticipați, cu două ramuri anticipate din pepinieră, pe care le-am păstrat pentru primul etaj. Mai departe, trebuie să construim pentru cel de-al doilea etaj. Și atunci am rupt tot ce este pe ax până în zona în care dorim să avem un nou etaj. Undeva sus în zona asta. Așa. La 20, 40, cam la 50-60 de centimetri. Încă nu definitivez aici, deci nu rup toți lăstarii de sus, să las numai 2 pentru laterale. Pentru că a fost un start mai greu în primăvara asta și vreau să văd ce muguri rămân acolo sus, care se dezvoltă din ăștia lăsați. 1, 2, 3, 4. Și ar mai fi aici unul mic, 5. Urmând ca în primăvară să-mi aleg lăstarii definitivi. Și bineînțeles să continui cu lateralele cele două. Este important să rupem acești lăstar, pentru că ei nu ne ajută cu nimic. Nu fac decât să ia seva celorlalți pe care îi dorim în coroană. Mulțumesc frumos!